Circulația pe drumurile publice devine din ce în ce mai stresantă din cauza numărului mare de mașini, iar șoferii au nervi întinși la maxim când înaintează cu viteze foarte mici prin trafic, iar pietonii care apar prin locurile nepermise pun în pericol siguranța lor, dar și a șoferilor. Un telespectator ZTV a surprins cu o cameră video de bord cum un pieton care pare să fi consumat băuturi alcoolice își face apariția pe drum printre mașini fără să se gândească că își pune în pericol viața. Din fericire nu a fost lovit de nicio mașină și a scăpat nevătămat de această dată. Mulțumim telespectatorului care a trimis imaginile la redacție. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile pe adresa de e-mail iar la trei filmări veți primi cadou un tricou personalizat ZTV.